Bună, dragii scorpioni, și bine v-am găsit la noi previziuni pentru luna septembrie. Persoanele care urmăresc acest videoclip și încă nu sunt abonate la canalul meu, le invit să se aboneze apăsând butonul Abonează-te sau Subscribe. Iar dacă dorești să primești notificări atunci când eu postez un videoclip nou, te invit să apeși și clopoțelul. Aștept un comentariu, aștept un like și, bineînțeles, dacă doriți, puteți distribui acest videoclip pe rețelele de socializare sau în grupuri. Eu vă mulțumesc! Voi începe previziunile pentru luna septembrie cu un mesaj de la îngeri. Am să iau această carte pentru că s-a dus dedesubt. Este vorba despre îngerul Azur și a și sărit din pachet. Azur pentru luna septembrie vă transmite mesajul că rezultatul dorit de voi va apărea foarte curând. Dă dovadă de răbdare și credință și nu încerca să forțezi lucrurile. Azur vine cu acest sfat. Mai ai puțină răbdare. Ceea ce a fost mai greu a trecut. Urmează să te bucuri în viața ta de întâmplări pozitive, de întâmplări bune, de împlinirea anumitor dorințe. Mai ai puțină răbdare și nu încerca să forțezi, cum se spune, mâna destinului. Trebuie să ai răbdare. Nu este momentul prielnic, momentul oportun de a se îndeplini sau de a ajunge la rezultatul pe care tu ți-l dorești. Mai ai de așteptat. Nu lua decizii ferme și aici am să mă refer chiar și la acele persoane care doresc să se despartă în această lună. Din punctul meu de vedere, nu este o lună potrivită pentru voi în a lua decizii ferme, hotărâte. Mai așteaptă, mai analizează, mai gândește-te. Continui aceste previziuni cu mesajele din tarot. Voi începe din punct de vedere a stării dumneavoastră de sănătate în această lună. Aici mă voi referi atât la sănătatea psihică, cât și la sănătatea fizică. După care vă voi vorbi despre sănătatea, despre locul de muncă, îmi cer scuze, despre locul de muncă, despre carieră, despre bani, iar mai apoi despre situația dumneavoastră amoroasă, sentimentală. Haideți să începem, să vedem cum va fi această lună septembrie pentru voi din punct de vedere a stării de sănătate. Ce frumos! Avem aici asul de bâte. Acest as vorbește despre o stare de sănătate foarte bună, despre optimism, despre împlinire, despre atractivitate, despre radiați. Radiați, vă simțiți foarte bine, sunteți foarte plin de energie, aveți vitalitate. În cazul în care ați avut anumite probleme în lunile anterioare, probleme de sănătate, acest as îți spune, s-au terminat, e un nou început pentru tine. Te îndrepți sau urmează în viața ta o perioadă, aș spune eu, destul de lungă în care nu vor mai exista probleme de sănătate. Dar este o carte foarte pozitivă și, bineînțeles, este o carte generală. Da? Bun, dragii mei,
Deci, luna septembrie va fi pentru voi o lună foarte bună din punct de vedere a sănătății fizice cât și psihice. Merg mai departe să vedem cum va fi această lună din punct de vedere economic, financiar, cu locul de muncă. Mi-a sărit o carte, o voi lăsa și voi mai extrage și o alta. Haideți să vedem. O alegere. Trebuie să faceți o alegere în ceea ce ține de muncă, de locul de muncă, de carieră, poate de studii. Unii dintre voi, clar, își vor schimba locul de muncă. Este o lună foarte bună, o lună destul de pozitivă pentru cei care își doresc să-și schimbe locul de muncă, să-și găsească ceva mai bun, să-și găsească un colectiv cu care să se completeze, da, de ce nu, și să se înțeleagă mai bine. Mulți dintre voi veți fi puși pur și simplu, da, având aceste două cărți de destin, în fața acestui fapt. Poate deodată, nu știu, se întâmplă ceva acolo la locul de muncă și va trebui să părăsiți acel loc de muncă. În schimb, nu trebuie să vă faceți griji, pentru că faetonul vorbește despre lucruri care vor fi depășite destul de ușor. Adică, ce vrea să spună acest lucru? Dacă astăzi, să spunem, plecați de la un loc de muncă, nu vă mai simțiți bine acolo, câștigurile sunt destul de mici sau aveți probleme de orice altă natură, acest faeton vine și vă garantează că, eu știu, poate într-o zi, într-o săptămână, vă găsiți deja alt loc de muncă. Această carte poate să vorbească și despre faptul că unele persoane vor dori să muncească mai mult, având în vedere că veți fi plin de vitalitate și vă veți dori, eu știu, un al doilea loc de muncă, da, un al doilea job, sau poate unii dintre voi, pe lângă munca pe care o faceți, o depuneți, poate vă apucați de studii, de studiat, poate faceți niște cursuri, da? Este de la caz la caz. Oricum, aveți nevoie de o schimbare, aveți nevoie de un refresh în viața voastră, iar Universul, da, vi-l și oferă. Poate v-ați plâns foarte mult timp, că sunteți nemulțumiți la locul de muncă. Sau poate v-ați plâns atât Universului, lui Dumnezeu, îngerilor, cât și altor persoane. Da, și atunci ce au spus îngerii? Uite, acum hai să-i dau oportunitatea, hai să schimbe ceva, hai să fie mai bine. Da? Bun, dragii mei, haideți să merg mai departe. Să vedem cum va fi această lună pentru voi și din punct de vedere sentimental, afectiv, mi-a căzut un as de cupe și voi mai extrage încă o carte. Mai bine de atât, pentru voi, din punctul meu de vedere, nici nu se putea. Voi începe repede, așa, cu persoanele care sunt singure în acest moment în care privesc videoclipul sau în luna septembrie. Întâlniți, eu sper să fie sufletul pereche și să nu fie vreun suflet geamăn. Eu nu prea sunt de acord cu acele suflete gemene, pentru că dau foarte mari bătăi de cap. Eu sper din suflet să găsiți acel suflet pereche cu care să vă completați. Este clar că veți intra într-o relație, că vreți, că nu vreți, veți fi luați prin surprindere, veți fi învăluiți, poate chiar vă îndrăgostiți la prima vedere.
Da? O relație cu siguranță care va dura mult timp și va duce spre căsătorie. Cei care vor intra în luna septembrie și sunt singuri într-o relație. Pentru cei care sunt deja într-un cuplu, care formează deja o familie sau sunt căsătoriți, va fi o lună plină de dragoste, o lună în care ambii, aș spune eu, nu știu, vă redați un fresh relației, vă reîndrăgostiți, nu știu, plecați, petreceți, vă simțiți bine, vă iubiți ca la început. Nu știu ce se întâmplă între voi, dar, per general, va fi o lună a dragostei, a bunei dispoziții. Mă simt iubit, ofer iubire, primesc cadouri. Nu știu, sunteți luați prin surprindere, cu lucruri bune, cu lucruri frumoase de către partener. Chiar și în relațiile sociale, da, poate să fie vorba despre noi prieteni, devotați, noi persoane care intră în viața dumneavoastră, cu care veți lega prietenii, zic eu, pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!